Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Taina Credinței, fiind în apropierea sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt a Rusaliilor. Îl avem alături de noi pe Părintele Florin Fodoruț de la Biserica Greco-Catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Satul Mare și vom vorbi pe marginea acestei sărbători care este cinstită de întreaga creștinătate. Bine ați venit la noi, Părinte! Bine v-am găsit! Este o sărbătoare mare care, iarăși, an de an ne reamintește acest moment al pogorârii Duhului Sfânt, o promisiune pe care Mântuitorul a făcut-o apostolilor și, iată, ea prinde viață și ajunge să fie înfăptuită, nu numai cu apostolii, ci cu toți cei prezenți atunci, în acel moment, care este și un punct de referință în ceea ce înseamnă biserica creștină. Câteva repere care să ne ghideze puțin în modul de a înțelege această sărbătoare și de ce este ea atât de importantă pentru noi. Este o sărbătoare, am putea spune, a bucuriei, pentru că, într-adevăr, din cele mai vechi timpuri, această sărbătoare a fost stârnită de un eveniment, să spunem, universal valabil, pentru că la poporul evreu sărbătoarea aceasta purta numele de sărbătoarea secerișului. Avea loc de obicei în perioada aceasta de început de iunie, când în Țara Sfântă, în Israel și în Orientul Mijlociu, avea de obicei loc secerișul grâului. Era o sărbătoare a bucuriei pentru că recolta aducea bucurie și nu era o sărbătoare neapărat religioasă inițial, ci a fost dacă putem spune, o sărbătoare comunitară, o sărbătoare care privea viața economică a oamenilor, dar era o sărbătoare foarte bine simțită și era petrecută cu cântece, cu alaie, cu bucurie de către popoarele din Orientul Mijlociu și nu doar din Orientul Mijlociu. Odată cu venirea poporului Israel în Canaan, ei găsesc această sărbătoare deja acolo, fiindcă populațiile dinaintea venirii lui Israel erau populații păgâne, populații cananeite, care politeiste, deci nu se închinau la un singur Dumnezeu, nu cunoșteau pe Dumnezeul lui Israel. Israelul vine și odată ce devin ei oarecum stăpâni acelui loc, se suprapune cu o sărbătoare evrească, și anume Rusaliile sau ziua cinzecimii era sărbătorită în momentul în care Dumnezeu a dăruit lui Israel Tora, adică cele 10 porunci pe muntele Sinai. Și era iarăși însoțită această sărbătoare de bucurie. De bucurie pentru că evreii spuneau că Tora este cel mai de preț dar al lui Dumnezeu pentru omenire. Și a ales un popor mic, un popor nesemnificativ, poporul lui Israel, dar un popor care s-a predat lui Dumnezeu, care s-a pus în slujba lui Dumnezeu și Dumnezeu îi face acest mare dar, și anume legea. Adică cum să trăiască bine ca să fie fericit pe pământ și să primească promisiunea sau făgăduința dumnezească. Și așadar vine acel de-al doilea strat al acestei sărbători, este vorba de primirea legii sau a Torei. Și așa cum ne aducem aminte, cum are loc primirea Torei, a legii de către Moise, are loc pe muntele Sinai. Spectacolul pe care ne reprezintă cărțile sfinte este că muntele era în foc, că era se cutremura muntele, că era un fum care l-acoperea și un nor întunecos. Toate aceste elemente le regăsim oarecum în ceea ce Luca descrie ca fiind ce se întâmplase în acea dimineață a zilei cinzecimii. Cinzecime este cel de-al doilea nume al sărbătorii pe care biserica îl propune, este numele evreiesc. Este numele evreiesc al sărbătorii și anume s-a stabilit ca sărbătoarea secerișului și a primirii
Torei să aibă loc la 7 săptămâni de la Paști. Și de aceea a avut acest nume de 50 de zile de la Paști. Era așadar această sărbătoare evreiască, iar Iisus Hristos a făgăduit ucenicilor, odată după înălțare, să nu se îndepărteze din Ierusalim, ci să rămână în Ierusalim până când vor fi investiți cu putere de sus. Adică vor primi spiritul despre care le vorbise Iisus, că le va fi dat, care purcede de la Tatăl și care se va coborâ peste el. Acest spirit, această putere dumnezească îi va învăța și le va aduce aminte tot ceea ce Iisus le-a spus și a învățat și va fi practic, dacă putem să folosim o imagine, energia sau puterea cu care biserica primară, ucenicii, vor începe să propovădească Cuvântul lui Dumnezeu în lume. Cartea Faptelor Apostolilor ne prezintă această situație a ucenicilor lui Iisus, care stăteau ascunși de frica iudeilor, care se întâlneau pe din ascuns și întâlnirile lor erau de obicei oculte, în sensul că nu se știa unde se adunau și ce făceau, tocmai pentru că se temeau să nu împărtășească soarta lui Iisus Hristos. Dar în ziua Rusalilor, în ziua Cinzecimii, în acea dimineață, pe la ceasul al treilea, ne spune Sfânta Scriptură, are loc acel cutremur. Este prezentat ca fiind un cutremur, este prezentat ca fiind camera unde erau adunați ucenici, camera de sus, locul unde a avut loc și ultima cină, cenaclul, ca fiind împânzit de limb de foc și de un vuiet mare ca de vânt. Și în urma acestui eveniment, care are loc în acea încăpere, ucenicii ies din încăpere, nu le mai este frică de ce li s-ar mai putea întâmpla și cu îndrăsneală să duc și îl vestesc pe Iisus Hristos cel mort și înviat și toate învățăturile și faptele pe care Hristos le-a săvârșit. Efectul imediat este că toți cei care ascultau predicarea apostolilor înțelegeau fiecare în limba lui ceea ce Petru le vorbea. De asemenea, o mulțime mare de oameni se botează și primesc credința în Iisus Hristos. Așadar, ceea ce până la Rusalii părea a fi o propunere dificilă, o provocare pentru acești ucenici care nu erau nici învățați foarte, nu erau nici experți între ale vorbirii, nu erau nici foarte tari în credință, pentru că l-am văzut și pe Petru lepădându-se de 3 ori și pe ceilalți care au fugit de Iisus Hristos după ce făgăduise că vor fi cu El până la moarte. Deci, oamenii oarecum slabi, puțin învățați, dar care această lucrare tainică a Spiritului Sfânt reușește să-i transforme din oameni slabi în oameni tari, din oameni neînvățați în oameni învățați, din persoane timide în persoane îndrăsnețe. Și se produce acea schimbare fundamentală. Sigur că ne putem întreba aici ce este de fapt Duhul Sfânt, ce este această putere care s-a coborât și cum lucrează, de ce era nevoie de vreme ce Iisus Hristos a venit, a făcut atâtea semne, a făcut atâtea lucrări minunate în văzul tuturor, nimic înascuns. Și cu toate acestea nu a reușit să strângă o mulțime mare de oameni care să-L urmeze sau care să-I împărtășească învățăturile. Era nevoie însă, și El a spus acest lucru ucenicilor, că este nevoie să vină acest Spirit, pentru ca ceea ce El a învățat, ceea ce El a făcut, să devină concrete, să devină într-adevăr palpabile. Am putea spune că Spiritul Sfânt
sau această sărbătoare a noastră a creștinilor se aseamănă, ar trebui comparată cu ceea ce au primit Israelul pe muntele Sinai, și anume Tora. Tora era o lege, era o serie de porunci. Să faci aceasta, să nu faci aceasta. Să ai un singur Dumnezeu, să nu ai alți Dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit să te închin lor, să nu să cinstezi ziua Domnului, să ai pe părinții tăi să-i cinstezi, să nu furi, să nu ucizi, să nu fii mincinos, să nu dorești lucru altuia, să nu dorești femeia altuia, să nu depui mărturie mincinoasă. Așadar, erau o serie de precepte, de legi din exterior și sunt într-adevăr foarte utile pentru viața omului. Și care practic nu, ele nu sunt date la o parte odată cu Noul Testament, rămân în continuare valabile. Da. Doar că ele, din experiența comună a oamenilor, tocmai pentru că sunt precepte, oamenii nu reușesc să le pună în practică. Deși Dumnezeu a spus că făcând acestea vei avea o viață fericită, oamenii cu a nevoie le pun în practică. Nu pentru că, sigur, poate și este că nu dăm întotdeauna crezare cuvântului lui Dumnezeu, care spune că vei avea o viață fericită și împlinindu-le, dar și pentru faptul că suntem corupți sufletește, suntem acea neputință despre care Sfântul Apostol Pavel spune că văd ce este bun și nu fac, și fac ceea ce este rău. Văd în mine două legi care se luptă, legea binelui și legea răului. Deci această ruptură interioară sau această neîmpăcare sufletească personală a fiecărui om este un dat structural, adică fiecare suntem așa. Și o lege exterioară, oricât de frumoasă ar fi, oricât de perfect ar fi, oricât de bună ar fi, dacă nu este însoțită de puterea lui Dumnezeu care face să schimbe inima astfel încât acea lege să devină parte integrantă a omului și să-l transforme din interior, este o literă moartă. Și de aceea avem nevoie de spirit ca să facă litera vie. Litera este moartă fără spirit. Și dacă îmi permiteți o imagine sau o paralelă. Spre exemplu, atunci când o femeie așteaptă un copil sau își dorește să aibă un copil și citește cărți despre ce înseamnă să fii mamă, ce înseamnă sentimentul matern, cum este cu să ai copil, cum se schimbă viața ta, cum etc., etc. Și le citește toate înainte ca lucru să se întâmple. Și se pare extraordinară, doar că acea citire, acea lectură nu reușește să transforme persoana în inima ei. Trebuie să se întâmple evenimentul. Adică, de îndată ce femeia devine mamă, toate acele lucruri devin oarecum naturale. Se activează. Se activează. Devin naturale în sensul că știi ce înseamnă sentimentul de mamă, nu mai este o problemă. Degeaba ți-a spus cartea că te vei trezi noaptea de mai multe ori la copilul tău. Când ești mamă, te trezești de foarte multe ori și nu vezi asta ca pe ceva greutate. Lucru care înainte ți se părea foarte greu, ca și poruncile. Este foarte greu să spui că, nu știu, să nu minți sau să nu dorești lucru altuia. Dar de îndată ce este spiritul în noi, lucrurile acestea le facem oarecum natural. Adică e nevoie de acea putere a lui Dumnezeu transformatoare ca cele mai bune intenții ale noastre, cele mai bune proiecte ale noastre să devină realitate. Fără această lucrare tainică, lăuntrică, care este Dumnezeu însuși. Atenție, spiritul este a treia persoană a Sfintei Trăimi, dar este Dumnezeu însuși, este puterea lui Dumnezeu care intră în om și care îl face pe om să facă binele pe care el știe că este bine și ar vrea să-l facă, doar că nu-l poate fără puterea lui Dumnezeu. Și dacă stăm să ne gândim, până la urmă, asta dorește Dumnezeu pentru noi, să fim fericiți, să ne fie bine. Și prin aceste legi, da, ca să ne fie bine cât vom trăi, fericirile, iarăși, dacă stăm să ne gândim la fericirile, spune, uite,
fericiri pe care noi le percepem, cum le percepem, că nu ni se par în tocmai sau la îndemână sau cele mai confortabile fericiri. Le punem deja, le mărunțim așa în gândul nostru fericirile de care vorbește Dumnezeu. Sau ne spune că pacea ne-o dă nouă, că ne vrea bine, ne vrea în bine, în pace, în liniște, în bucurie, bucurați-vă și vă veseliți. Este iarăși. Deci numai lucrurile cele mai minunate ni le oferă, doar că, așa cum spunea dumneavoastră, trebuie muncit un pic la ele ca să le poți avea. Mai mult decât a munci este partea noastră. Este partea noastră, este, să spunem, a munci, în acest caz, înseamnă să ne deschidem inima către Dumnezeu și să dăm crezare acestor promisiuni, acestor îndemnuri la fericire și la împlinire. Aceasta este partea noastră, a deschide o ușă la care cineva bate. Apoi restul face Dumnezeu. Și cum face Dumnezeu? Tocmai prin Duhul Sfânt. Adică prin puterea sa. El este cel care ne transformă. Nu suntem noi cei care ne autotransformăm. Pentru că nu în zadar spune Hristos ucenicilor, fără mine nu puteți face nimic. Adică nu este suficient să avem bune intenții, să avem programe de realizare personale sau să ne facem tot soiul de strategii de schimbare a emoțiilor, a trăirilor, a diferitelor comportamente, de a inhiba sau de a tăia anumite inclinații spre rău. Acestea sunt, sigur, un fel de preambul, un fel de pregătire. Dar lucrarea în sine, curățarea în sine a ceea ce este rău în noi, o face Dumnezeu. Poate de asta și când ne rugăm, rugăciunile dimineții, de pildă, așa încep, practic, cu... Cumpărate aceasta cerezi. Este prima rugăciune. Invocarea Spiritului Sfânt. Și orice rugăciune, orice rugăciune a bisericii începe cu această invocare. Dacă vreți, mai pot să fac o imagine, mai să ofer o imagine ca să înțelegem mai bine. Să ne imaginăm că fiecare dintre noi suntem inginerii vieții noastre și suntem, avem ca menire să ne construim un vehicul care să ne ducă la împărăție, care să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu. Și suntem uneori unii ingineri pricepuți, alții mai puțin pricepuți, dar cu toții construim acest vehicul. Și un inginer, după ce construiește și pune toate piesele împreună și realizează vehiculul, de ce mai are nevoie acel vehicul ca să ajungă la destinație? Are nevoie de putere, de energie. De aceea, o mașină, dacă nu-i pui energie în ea, indiferent de tipul de energie, ea nu se va deplasa, oricât de perfect ar fi construită ea de către un inginer. E bine, Spiritul Sfânt, Duhul Sfânt este oarecum, analogic vorbind, această energie, această putere pe care Dumnezeu o revarsă pe lucrarea noastră, pe osteneala noastră, pe tot ceea ce noi am realizat în vederea împărăției lui Dumnezeu, în vederea întâlnirii cu El, dar nu o putem face cu propriile noastre puteri. De aceea avem nevoie de Harul de sus, de venirea Spiritului Sfânt. Ucenicii n-au putut să boteze pe nimeni, n-au putut să convingă pe nimeni, n-au putut să propovădească Evanghelia lui Hristos unei lumi, așa, dar de îndată ce a venit Spiritul Sfânt peste ei, ei deodată au avut și curaj, au știut și ce să vorbească și numai că au avut curaj, au știut ce să vorbească, dar au avut și efect. Adică noi de multe ori avem curaj, știm și ce să vorbim, ne alegem toate cuvintele care să fie cele mai potrivite și vedem că efectele sunt zero. Ei au vorbit cum au știut, au îndrăznit că nu se mai temeau pentru că ceva în ei s-a schimbat și efectele au fost dintre cele mai neașteptate. 5.000 de bărbați s-au botezat doar într-o singură zi. Deci, n-au mai avut impedimentul acesta al limbii, adică al faptului ei ce spuneau erau și înțeleși. Deci atât cum Dumnezeu este cel care lucrează prin niște persoane care
se pun la dispoziție. Și este foarte important să vedem și cum se pun la dispoziție aceste persoane, pentru că evenimentul din acea dimineață vorbește și despre noi. Ucenicii, ne spune Evanghelia, erau adunați în rugăciune. Nu erau adunați să parlamenteze, nu erau adunați să-și plângă de milă unii altora, erau în comuniune unii cu alții și se rugau. Și această dimensiune comunitară, pe de o parte, adică ucenicii se adună și nu sunt singuri, nu sunt izolați unii de alții, ci se adună în cenaclu, unde a avut loc prima liturghie a bisericii, prin când Iisus frânge pâinea și le dă pâinea și vinul și spune: pâinea aceasta este trupul meu, vinul este sângele meu, luați și îl mâncați. Deci în acea primă biserică ei sunt adunați în rugăciune și pornind de la rugăciune ei apoi devin eficienți. De aceea ne arată cumva acest eveniment și parcursul nostru pe care ar trebui să-l facem. Adică dacă vrem să fim eficienți în bine, în împlinirea a ceea ce Dumnezeu ne poruncește să facem, adică să aducem împărăția iubirii, a păcii, a frumosului, a adevărului, împărăția a iubirii, într-un singur cuvânt, împărăția iubirii, este nevoie să pornim de la a ne aduna unii cu alții, a intra în comuniune unii cu alții și a ne ruga, adică a cere această putere. Dar noi cum putem să dobândim? Acum a spus că într-adevăr în comuniune, dar cum știm că... Care sunt acele indicii care să ne ducă gândul că noi suntem pe drumul cel bun? Pentru că vedem și noi, se întâmplă să te lovești de foarte multe greutăți. Da. Chiar dacă te rogi, chiar dacă citești nenumărate acatiste și rugăciuni, nu întotdeauna lucrurile se întâmplă așa de la un moment la altul. Da, viața omului nu este o vedeți dumneavoastră, viața noastră, a mea, a fiecăruia, este o viață care trece de la o etapă la alta și ne curățim pe zi ce trece, ne creștem cu vârsta. Spune Sfântul Apostol Pavel, oferă această imagine, până când vom ajunge cu toții la înălțimea bărbatului desăvârșit care este Iisus Hristos. Adică, și iarăși Pavel spune că unor le-am vorbit ca unor copii, și le-am dat mâncare ca de copii, dar alții sunt deja adulți și trebuie să le dai mâncare de adult. Deci există vârste ale vieții spirituale. Așadar, noi, întreaga noastră existență, de aceea Dumnezeu ne dă, nu știu, un număr de ani, un arc de ani. Cum spune Psalmistul, 70 sunt anii omului, 80 pentru cei în putere și... Deci, acest arc de ani este dat ca să facem acest drum al desăvârșirii noastre spirituale. Același Pavel spune că omul nostru din afară îmbătrânește, învechește, dar omul dinăuntru se înnoiește, se întinerește. Adică există ceea ce este în afară, ceea ce este exterior, învechește și slăbește, dar ceea ce este în interior, mulțumit acestei conexiuni sau comuniuni cu Spiritul lui Dumnezeu, se înnoiește. Spiritul nu este, să nu ne imaginăm că este o lucrare, adică în noi este o lucrare, nu știu, brutală, care schimbă radical și deodată esența noastră. Noi rămânem noi, așa cum Dumnezeu ne-a zidit și ne-a creat cu puterile noastre. Și în aceste puteri ale noastre, Dumnezeu revarsă talanții săi. Acești talanți, noi după puterile noastre trebuie să îi înmulțim. De multe ori se face această confuzie între puteri și talanți, ca și cum ar fi talentele noastre. Nu, pilda talanților așa spune că i-a dat fiecăruia după puterile sale talanții, adică moștenirea, Spiritul Sfânt, învățătura lui Hristos, darurile lui Dumnezeu sunt date după puterile noastre. Așadar, fiecare dintre noi avem oarecum
suntem chemați, suntem invitați să facem acest drum al creșterii spirituale. Și o facem gradual, nu facem într-un mod abrupt. Decât în foarte puține cazuri. Dacă noi deviem de la traseu? Da, absolut. Pentru că după poame se cunoaște pomul, după roade se cunoaște pomul. Și Sfântul Apostol Pavel ne dă iarăși indiciile, ne arată care sunt roadele Spiritului lui Dumnezeu și care sunt roadele Spiritului celui rău în viața noastră. Și el spune, roada Duhului este. Și enumeră roadele. Le vorbește în primul rând de iubire. Prima roadă a Spiritului Sfânt este iubirea. Deci dacă eu în viața mea observ că cresc în iubire sau scad în iubire. Sunt tot ce înseamnă iubire. Sunt o persoană sensibilă, sunt o persoană bună. Apoi vorbește despre bucurie, Sfântul Apostol Pavel. Al doua roadă, dacă în viața mea există bucurie, este semn că Spiritul este înnoit în mine, este reînnoit. Și aici fac o paranteză foarte importantă. Noi, sacramental, primim darul Sfântului Spirit cu al doilea sacrament al vieții, al inițierii creștine. Este vorba de primul sacrament, este botezul, când suntem așezați în Hristos, altoiți în Hristos și devenim membre ale trupului mistic al lui Hristos. Apoi primim sigiliul Sfântului Spirit. Sau Spiritul Sfânt se coboară asupra noastră prin acel unic ulei care îl primim o singură dată în viață, imediat după botez, și se numește Sfântul și Marele Mir. Deci acela îl primește copilul ca un fel de... Gândiți-vă că suntem un pământ care a fost tocmai săpat, așa, în care se pun semințele. Se pun semințele. E bine, acele semințe trebuie îngrijite dacă vrem să rodească. Și ele rodesc la un moment dat. Nu rodesc când am vrea noi sau când ne așteptăm noi. Deci ele rodesc atunci când este vremea lor să rodească și noi atunci primim darurile Sfântului Spirit. Care, Sfânt Spirit, odată ce l-am primit, este în noi, dar mereu îl cerem să fie reînnoit, să fie pentru că noi putem alunga Sfântul Spirit din noi. De îndată ce îl chemăm la noi pe Spiritul cel rău. Dacă noi chemăm la noi și invităm puterea necuratului, evident că casa noastră rămâne goală și vine el cu cele 7 spirite ale sale și împreună sunt 8. Și despre acestea am vorbit, care sunt cele 8 gânduri ale răutății sau cele 8 spirite ale răutății. Dacă el locuiește în noi, atunci Spiritul este alungat, dar casa este a lui. Adică noi suntem ai lui Dumnezeu, chiar dacă ne l-am alungat. Și de aceea e nevoie să cerem, să reînnoim prezența Sfântului Spirit în noi. De aceea fiecare rugăciune începe cu invocarea Sfântului Spirit. Nu înseamnă că nu suntem al lui Dumnezeu. Suntem al lui Dumnezeu odată ce am fost botezați și confirmați. Că aceasta este al doilea sacrament al confirmării. Ești al meu, ți se pune sigiliu. Suntem ai lui Dumnezeu. Dar în libertatea noastră putem decide să nu mai fim cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu suntem ai lui Dumnezeu, dar nu suntem cu Dumnezeu. Drumul nostru nu este cu Dumnezeu, dar ai lui suntem. Dar trebuie când ne întoarcem, când ne pocăim, când ne revenim în fire ca și fiul risipitor, atunci cerem înnoirea Sfântului Spirit. Și de aceea ne rugăm la Sfânta Liturghie, ne rugăm la toate, ca Spiritul Sfânt să fie reînnoit în noi și să ne transforme. Și semnele transformării acestea sunt cele care le enumerează Pavel. Iubirea, bucuria, bunătatea, răbdarea, suferirea, adică capacitatea de a suferi, nu știu, situațiile grele, situațiile greu de dus, greu de suportat, suportarea, capacitatea de a suporta, facerea de bine, adică milostenia, capacitatea de a face bine, de a nu fi indiferent, de a avea o inimă de carne, nu o inimă de piatră, și așa mai departe, bunătatea. Deci sunt aceste roade indică faptul că viața noastră merge pe drumul lui Dumnezeu.
Tot acum, de exemplu, de sărbătoarea Rusalelor s-a încetățenit și acest obicei al primei spovedanii al și a primei împărtășanii în anumite biserici. Mm-hmm. De ce este atât de important să fie asociate cele două momente? Da. E vorba de copii, de tineri. Da. Noi avem această practică care este, sigur, răspândită în mai multe biserici, și anume că în preajma acestei sărbători, copiii, după ce s-au pregătit o perioadă de timp, mai ales după ce au depășit vârsta de 7 ani, când copilul este deja conștient de rău, știe când face păcatul, deja știe să citească, să aibă acces la așa. Deci în vârsta aceasta, între 7 și 12 ani, copiii sunt chemați să facă această pregătire. Care înseamnă ce? Înseamnă să conștientizeze ce înseamnă Sfânta Liturghie, ce este Sfânta Cuminecare, trupul și sângele lui Hristos, li se explică mersul liturghiei, apoi sunt învățați poruncile, deci raportul lor cu Dumnezeu și raportul lor cu păcatul la urma urmei. Pentru că de această conștientizare a faptului că suntem copii, suntem frumoși, dar deja există în noi inclinațiile spre rău și devin conștiente. Atunci, biserica însoțește pe copii o perioadă de timp prin cateheți, prin preoți, care îi învață aceste lucruri, făcându-le conștient, ajutându-i pe copii să conștientizeze aceste lucruri. Și în preajma sărbătorii, în mod normal, de Rusalii, are loc prima împărtășanie solemnă, nu că nu până atunci nu s-ar fi împărtășit copiii, ei se împărtășesc încă de la botez, este cea de-a treia taină care o primește copilul, botezul, mirul și Sfânta Euharistie. Copiii sunt împărtășiți până după 7 ani, fără să se spovedească. Dar apoi, după ce conștientizează și pot să facă în mod deliberat răul, să mintă, să fure, să se lovească, să facă în mod deliberat, să aleagă aceste lucruri, atunci este nevoie și de spovadă. Adică atunci când s-au întâmplat aceste lucruri, le mărturisim preotului, primim dezlegare și apoi ne apropiem de Sfânta Cuminecare. De ce de Sfântul Spirit? Pentru că de coborârea Sfântului Spirit, pentru că această sărbătoare este încă o dată sărbătoarea bisericii. Este începutul bisericii, dacă vreți. Biserica este această lucrare tainică a lui Dumnezeu în lume, care duce la propovăduirea Evangheliei, la îndreptarea lucrurilor din această lume, la încercarea de a face o lume a păcii, a bunătății, a dragostei, o împărăție a iubirii lui Dumnezeu. Și copiii sunt exemplele acestea. Trebuie să fim ca și copiii aceștia care, iată, îl primesc pe Hristos în mod liber, se unesc cu Hristos, își mărturisesc păcatele și mărturisindu-le primesc iertarea lui Dumnezeu. Este o formă de a arăta că biserica este albă, este de obicei copiii se îmbracă în această zi în alb, fetele în această cămașă albă care aduce aminte de mireasa lui Hristos, biserica, și această puritate, această curăție este de fapt chemarea adresată întregii biserici. Noi ceilalți privim cu bucurie la această manifestare a Spiritului Sfânt în viața bisericii. Este înțeleasă pe deplin această misiune a unității în sân cu unei comunități care face biserica. Când spunem biserică, nu ne referim doar la niște ziduri și la un altar, ci până la urmă biserica, așa cum ați expus dumneavoastră în toate aceste în această prezentare, este formată din oameni. Noi cum ne raportăm și cum înțelegem misiunea noastră și faptul că noi numai uniți putem să facem lucrătoare până la urmă misiunea bisericii? Unitatea este
elementul fundamental al bisericii. Fără unitate, noi nu putem să facem lucrarea lui Hristos. Dar nu există tendința asta, de exemplu, fiecare să o ia pe drumul lui, pe prin modul de a vedea lucrurile și consideră că așa e bine? Ba da. Există modul acesta individualist de a trăi credința. Da. Există un modul, și asta este tot mai larg răspândit, din păcate, un fel de credință în care ne facem noi. Un melanj de credințe, luăm un pic de aici, un pic de acolo, un fel de ghiveci și ne și automântuim, ne și autotratăm spiritual, ne și un fel de, ne automedicăm fără ca să mergem la medicul Hristos și la spitalul care este biserica. Adică această tendință individualistă este o este un fapt cultural, nu este atât de incriminat la adresa persoane, pentru că aceste persoane care au această tendință sau dezvoltă această tendință sunt victimele unei culturi predominante. Și cultura predominantă este o cultură individualistică. Nu ne mai întâlnim oameni unii cu alții, nu mai împărtășim bucurii, nici tristeți. Suntem tot mai izolați unii de alții. Dar și cei care ajung în biserică, cât de mulți sunt. Exact. Și cei care sunt în biserică, și în biserică există această tendință. Adică părem a fi un popor, dar suntem, în loc să fim o adunare, de multe ne asemănăm cu o adunătură. Adică suntem acolo prezenți pentru din anumite conjuncturi. Nu pentru că ne simțim ca făcând parte din aceeași familie, din aceeași comunitate, că avem aceleași țeluri comune, că luptăm și tragem pentru aceeași împărăție. Pentru că aceasta este biserica. Biserica este principala colaboratoare a împăratului Hristos pentru împărăția lui Dumnezeu în lume. Și împărăția lui Dumnezeu în lume este această împărăție a păcii, a bucuriei, a dragostei, a mântuirii. Este împărăția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu devine împărat cu legile sale și substituie oarecum pe împărații lumii, în sensul că la sfârșit, întreaga lume, la sfârșitul timpului, la sfârșitul vremii, întreaga lume va deveni împărăția lui Dumnezeu. Dar până atunci, biserica este chemată să facă binele lui Dumnezeu în lume. Și biserica ar trebui să fie această comunitate și această comuniune de persoane în care nu doar unul trage, ci toți împreună, conduși ierarhic, prin episcop, preoți, conduși ierarhic, poporul lui Dumnezeu traversează istoria lăsând semnele binelui lui Hristos în lume. Această conștientizare a unității bisericii și a comuniunii membrilor ei se cultivă sau trebuie cultivată în sânul comunităților creștine. Dar, într-adevăr, există această percepție a faptului că ne raportăm de foarte mult la biserică ca la un fel de agenție de prestări servicii. Servicii de această dată religioase. Adică avem nevoie de, pentru nevoile mele spirituale, am nevoie de spovadă, am nevoie de liturghie pentru diferite cereri sau necazuri care le am. Dar mai poate fi împlinitoare o rugăciune, acum mă scuzați că v-am întrebat, mai poate fi împlinitoare o rugăciune sau să fie lucrătoare ea atunci când tu mergi în biserică, dar de fapt fiecare e cu Duhul lui, să zic așa? Cred că nu. Forța unei comuniuni este dată de mulțimea oamenilor care împreună, cu un singur, cum ne invită la un moment dat Sfânta Liturghie, de fapt de mai multe ori, cu o singură inimă, cu un singur glas, cu un singur cuget, adică cu o singură mentalitate, cu un singur glas, formă exterioară, cu o singură inimă, adică un simțământ comun. Și împreună înălțăm aceste rugăciuni. Vedeți dumneavoastră că unde doi sau trei sunt adunați, Iisus Hristos face această referire, unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, eu sunt de față. Și iarăși, când vă rugați, puneți-vă
De acord, spune Hristos, acum fac o parafrazare a cuvintelor sale, puneți-vă de acord împreună și împreună rugați-vă pentru același lucru și rugăciunea voastră va fi ascultată. Adică e importantă, așa, se pare că așa este legea lui Dumnezeu, e importantă această dimensiune comunitară a credinței. Nu este una individuală, dar într-adevăr trăim această epocă a individualismului și în planul religios. Până la urmă, dacă stăm să dăm timp așa în urmă și să ne raportăm la acel moment, da, al pogorârii Duhului Sfânt, și cei 12 apostoli aveau caractere diferite, fir diferite. Mm. Să nu ne imaginăm că acolo tot a fost așa, numai lapte și miere, și când au fost discuții și tot felul de disensiuni. Și totuși reușesc să aibă un numitor comun. Nu ei. Prin? Spiritul Sfânt care se coboară peste ei, Spiritul lui Hristos, că acesta este Spiritul Tatălui, Spiritul lui Hristos, este Cel care se coboară peste ucenici și care lucrează prin ei în unitate. Alminte, nu. Deci ei au fost și sunt și astăzi sunt în biserică foarte diferiți și caracterial că fiecare dintre noi. Că poate și noi suntem fiecare, ba un Petru, absolut, ba un Toma, Pavel, ba da, un Pavel. Deci au fost contradicții mereu în biserică între membrii ei. Dar și este și o anecdotă, doar Spiritul Sfânt și faptul că biserica astăzi există și avem făgăduința că va exista până la sfârșitul timpului, că nimic nu va putea distruge, este numai prezența Spiritului Sfânt. Că dacă ar fi doar în noi, în fiecare membru, cum suntem, fie slavi, fie orgolioși, fie neștiuți, nu ar putea sta în picioare un asemenea eșafodaj, care este totuși amplu, este universal, este constituit din multe popoare, din multe limbi, din multe culturi, din multe personaje, personalități, caractere firi. Deci e o realitate atât de complexă încât dacă n-ar fi spiritul de viață al lui Dumnezeu, s-ar dezintegra, la fel ca și în un corp uman. Este atât de complex și sunt atâtea elemente diferite din care suntem compuși, încât numai suflarea de viață a lui Dumnezeu în noi ne ține în viață și un organism viu. De îndată ce spiritul iese din om, el se dezintegrează din cele din care a fost făcut. La fel este și biserica. Deci dacă nu este spiritul lui Dumnezeu în ea, s-ar dezintegra și fiecare ar merge la ale sale. Dar avem această convingere că Dumnezeu lucrează prin aceste instrumente slabe și trebuie să fim conștienți și să mărturisim acest adevăr al nostru, că suntem, noi ascundem un tezaur în vase de lut. Suntem fiecare vase de lut, adică slab, păcătoși, cu firea noastră, cu limitele noastre, dar tezaurul care este în noi este puterea lui Dumnezeu care se revarsă și nu noi. Facem. Când facem binele, nu îl facem noi și nu ne putem aruga absolut niciun fel de merit sau să cum pretindem. Cum lucrăm aici pe această direcție? Să nu punem atâta în față eu. Da, lucrând la smerenie. Și mereu repetându-ne aceste cuvinte ale lui Sfântului Pavel. Ce ai ce nu ți s-a dat și dacă ți s-a dat, de ce te mândrești ca și cum nu ți s-ar fi dat? Deci trebuie să trăim această dimensiune a smereniei noastre, despre care Sfânta Scriptură este împânzită, începând de la Iov, care spune, gol m-am născut din pântecele mamei mele, gol mă întorc în pământul din care am fost luat. Această dimensiune a sărăciei omului, faptul că suntem lut, că suntem o țărână și că acolo ne întoarcem, dar în acest interval, acest arc de timp, Dumnezeu revarsă în noi spiritul său de viață, în primul rând că avem viață, indiferent de credință, indiferent de apartenență religioasă, indiferent de faptul că suntem sau nu credincioși, avem în noi spiritul de viață lui Dumnezeu, adică trăim, dar acestui spirit de viață, care este viața biologică, se adaugă pentru cei care cred Spiritul lui Hristos și este acea putere a Lui de a face binele Lui în lume. Și încă o dată cu conștiința faptului că nu facem noi.
Nu noi facem binele, ăla care îl facem. Când iese bine ceva, când este bine, într-adevăr, pentru nu este vreun merit al nostru, ci noi doar ne-am pus la dispoziție. Ce merit are acest pahar de apă, că este apă în el. El este doar purtătorul apei și apa își face lucrarea sa de a o da o floare, de a adăpa un om, dar paharul nu are niciun fel de merit în sine, că nu el a produs apa, nu el este cel care s-a umplut cu apă, ci altcineva a pus apă. El este doar un instrument. Și așa este omul, un instrument în mâna lui Dumnezeu. Când trăim această dimensiune a smereniei noastre și o cultivăm, că trebuie cultivată. Realmente suntem foarte alunecoși în a ne considera meritoși în vreun fel sau altul și nu o cultivăm, atunci cădem în mândrie. Dar dacă o cultivăm, atunci Dumnezeu poate face lucruri minunate, cum i-a spus Mariei, și Maria a recunoscut acest lucru. Lucrul mare a făcut Dumnezeu prin mine, cea care sunt roaba Lui și am crezut în cuvântul Lui și prin mine Dumnezeu lucrează. Deci noi să ne punem în slujba Spiritului Sfânt și El va face lucruri minunate în viața noastră și a lumii în care trăim. Ne aflăm la finalul emisiunii, nu am mai rămas foarte mult timp la dispoziție. Sunteți și paroh la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel, sunteți vicarul general al Episcopiei Greco-Catolice Maramureș. Cum va fi sărbătoarea în Biserica Greco-Catolică din satul mare și din eparhie? Ce ați pregătit și dacă îl vom avea alături de noi și pe Preasfințitul Părinte Vasile? Nu va fi în Preasfântul Vasile, nu va fi la noi anul acesta, dar sărbătoarea Rosarilor este sărbătoare a bucuriei, așa cum vă spuneam, și este sărbătoarea în care în biserica, în parohia, unde pe care eu păstoresc, vom avea prima împărtășanie solemnă și spovedania câtorva prunci care au făcut acest drum vreme de un an de zile, în fiecare săptămână, în biserică. Și acum își văd oarecum încurunat acest efort, emoții pentru familii, pentru ei. Apoi avem sărbătoarea aceasta în această sărbătoare și sfințim spicele, semn al acelei prime sărbători a recoltei și a bucuriei că, iată, Dumnezeu ne hrănește și ne ține în viață. Și pe raza episcopiei noastre, la Mănăstirea Prilog, se apropie sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Cum de altfel o aveți și dumneavoastră. Avem și noi, la noi va fi hram, vom avea hramul bisericii. Cu o seară înainte este o seară de rugăciune în care celebrăm Sfântul Maslu pentru cei bolnavi din parohia noastră. Vineri seara, în ajunul sărbătorii, sâmbătă este ziua hramului și această sărbătoare Petru și Pavel anul acesta cade foarte aproape de sărbătoarea Rusalilor. A doua zi de Rusalii este sărbătoarea Sfintei Trăimi, iarăși sărbătoare de poruncă, și ne bucurăm să vină lumea la biserică, să se roage și să reînnoiască prin invocarea comună această prezența Spiritului în viața fiecăruia în parte și în viața comunității. Iar acum sâmbătă vor fi moșii de vară, pomenirea morților, iarăși un moment când... Moment important, pentru că noi îi pomenim și pe cei morți făcându-i părtași la speranța vieții, pentru că Spiritul este cel care dă viață și invocăm acest Spirit și peste cei adormiți, ca la vremea parusiei, când Dumnezeu va înnoi totul cu Spiritul Său și totul va fi un pământ nou și un cer nou, și cei care au plecat dintre noi să fie înviați împreună cu toți cei care au crezut în Hristos, cei care L-au primit și cei care Dumnezeu din milostivirea sa îi va învia și îi va face părtași la viața veșnică. Deci
Biserica iarăși rânduiește sâmbăta Rusalilor, este ziua pomenirii morților, moșii de vară, făcând referire la această strămoși, moșii strămoșii noștri, făcut în timpul verii, pentru că avem și moșii de iarnă. De iarnă. Părinte Florin Fodoruț, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și de telespectatorii noștri. Să aveți o sărbătoare cu multă bucurie în comunitatea dumneavoastră, alături de credincioși, de copilași care, uite, marchează acest moment important din viața lor, să-l treacă cu bine și cu bucurie alături de toți cei dragi. Vă mulțumesc! Stimați telespectatori, vă dorim zile binecuvântate, sărbători binecuvântate și să rămâneți în continuare cu Informația TV. Toate cele bune!